that we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, couldn't leave me alone. Text me every time that you pick up the phone. And I had control in the driver's seat. No, servus, dragilor. Astăzi va fi un story time. Despre asta e vorba în acest videoclip. Vreau să vă spun cum am întâlnit eu cu BFF-ul meu, adică cea mai bună prietenă. Ok, noi două ne știm după YouTube, aici ne-am cunoscut, am început să vorbim, să vorbim mai mult și mai mult și am devenit foarte bune prieteni. Ok, tot am vorbit noi cum o să ne întâlnim, când ne întâlnim, ea fiind mai aproape de mine, adică pe la Craiova, Craiova-Caracal, acolo. Nu știam exact când o să ne întâlnim și cumva s-au întâmplat chestiile ca să ne întâlnim de ziua mea, adică anul acesta. Ok, a fost ziua mea pe 24 iunie, eram la serviciu, mi-am terminat serviciu, am vorbit cu ea normal, ca de obicei, cam fiecare zi. Și am terminat treaba cam pe la 3 și ceva, doar ce ajunsesem acasă și pregăteam un pui să-l bag la cuptor. Între timp i-am tot dădea mesaje, nu știu, nu puteam pentru că aveam mâinile pline, pentru că îi făceam masaj acolo cu mirodenii și toate alea. Și între timp îi dă și soțului mesaj și vorbește cu el și îi spune că prietena ei a abandonat-o, că nu răspunde la mesaje. Și apoi citesc, eu așteptam de la ea un colet care trebuia să vină prin poștă și îmi spune, după aia, după ce am terminat treaba mea cu puiul, după ce l-am masat și toate alea, îmi spune că vezi că o să ajungă coletul cu curierul. Și am deja mi-a dat de bănuit când mi-a spus că ajunge curierul, pentru că i-am spusese că îl pusese prin poștă. M-am gândit că am fost sigură că ea vine la mine din momentul ăla. Ok, noi am pregătit, eu am pregătit puiul, l-am băgat la cuptor și am plecat în parc. Așa stabilisem să mergem în parc cu Max, cu încă o prietenă bună. Și îmi zice prin mesaje, vezi că a ajuns curierul sau vezi că ajunge curierul în 10 minute la tine și că este un BMW. Ok, când am auzit, am fost praf, nu m-am așteptat, pentru că ea nu mi-a spus nimic. Bun, nici ea nu prea știa, nu era pregătită, pur și simplu așa au fost lucrurile în acea zi. Ei au venit, ea și prietenul ei au venit până la Severin și a fost ceva așa pe fugă și nu m-am așteptat. Ne-am întâlnit în fața primăriei, vai, aveam niște emoții și nu venea să cred că o întâlnesc pentru prima dată, adică, finally, a fost cea mai bombă surpriză. Deci a fost, nu știu, pur și simplu nu venea să cred că e în fața mea, că am luat-o în brațe, că am pupat-o și ne-am întâlnit, nu știu cum să vă spun, câteodată cred că, sunt sigură că în toate chestiile astea pe care nu le programezi, pur și simplu nu spui azi fac pe aia, pe aia, pe aia și mă duc la ăla și la ăla, ok, poți să ți le programezi, dar cred că în toate lucrurile astea este mâna lui Dumnezeu, asta cred eu, așa s-a întâmplat la noi, ne-am întâlnit aici, a venit la mine în sat și ne-am întâlnit în fața primăriei și am fost șocată, îmi venea să plâng și m-am abținut. Ok, ne-am întâlnit, ne-am dus în parc pentru că așa stabilisem noi să ne vedem în parc. Bun, nu stabilisem noi, eu, soțul meu, am ieșit cu Max în parc și cu încă o prietenă. Și ea venind la mine, nu m-am așteptat, n-am știut ce să fac, ce, nu știu cum. Ne-am dus în parc cu toții după ce ne-am întâlnit și am stat de vorbă puțin pentru că ei mai aveau drum de făcut, mai aveau și alte chestii de făcut și s-au grăbit. Dar vreau să vă spun că a fost
Așa, a venit peste mine de ziua mea. Nu m-am așteptat. Ea, cumva, de dimineață n-a știut. Dar după, pe la amiază, așa, a știut că vine la Severin, dar nu mi-a spus nimic. Nu știa că o să ajungă la mine, ci pur și simplu a făcut niște șmecherii cu mine. Am fost foarte happy pentru că în lista mea de dorințe, eu îmi trecusem să mă întâlnesc cu ea. Și cumva s-a împlinit chestia asta și i-am spus și ei, nu știu cum s-a întâmplat, că eu mi-am scris dorința asta la începutul anului și s-a îndeplinit. A fost, nu știu, v-am spus, cred că a fost mâna lui Dumnezeu ca să ne întâlnim. Nu am stat foarte mult timp să vorbim, că dacă era mai mult timp nu ne terminam discuțiile, dar pentru că ei se grăbeau și mai aveau și alte treburi, n-am putut sta foarte mult timp. Am râs, am făcut poze, am mâncat înghețată în parc, a fost drăguț, dar mai vreau. Nu știu când o să ne mai întâlnim, dar îmi doresc foarte mult să mai avem o întâlnire, bine, nu doar una, să ne întâlnim și să stăm mai mult timp la discuții, la taclale, la o cafea. Dar vreau să vă spun că pentru mine a fost foarte emoționant, pentru că nu m-am așteptat chiar de ziua mea să mă întâlnesc cu ea, să vin așa pe nepusă masă, pe nepregătite, adică eu eram cu mâna în puiul ăla. I-am dădea mesaje, mesaje, pe urmă i-a dat și soțului că a văzut că nu răspund. Și deci când mi-a spus că o să vină coletul acela prin curier, mi-am dat seama că o să vină ea, pentru că eu știam că o să vină prin poștă și așa mi s-a prins clink un beculeț acolo înăuntru. Am bănuit, am mirosit că vine ea, dar nu eram chiar 100% sigură. Vorbisem de dimineață cu ea, dar a fost copleșitor. Ok, dragilor, sper că v-a plăcut povestea mea, povestea asta care pe mine, nu știu, m-a lăsat așa. E ceva care nu ți se întâmplă în fiecare zi. Ea este pentru mine o prietenă care e la sufletul meu. Cu ajutorul ei am reușit să slăbesc pentru că ea m-a ajutat foarte mult. A fost acolo și dăi, 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 chiar dacă nu aveam chef, chiar dacă mâncasem o prostie, tot timpul a fost acolo și m-a ajutat și m-a sprijinit și cu ocazia asta, cu acest clip vreau să-i mulțumesc și nu doar prin acest clip, te mulțumesc foarte des, cred eu, și sunt recunoscătoare pentru că a fost acolo și m-a ajutat foarte mult. Contează foarte mult să ai pe cineva care să te sprijine și să creadă că vei reuși ceea ce îți propui tu. În legătură cu slăbitul, m-am cântărit de dimineață și am 61,8, deci sunt bine. Ok, mai vreau să mai dau jos, că vreau odată să scap de 60-le astea odată, să scap de el, dar cu timpul sunt sigură că o să reușesc. Așa că, dragilor, sper că v-a plăcut povestea mea. Vreau să-mi spuneți în comentarii cum v-ați întâlnit voi cea mai bună prietenă, dacă v-ați așteptat, a fost surprinzător, deci vreau să îmi spuneți mai multe. Ok, dragilor, vă țup și ne vedem data viitoare. Iar tu, Flori, mua! Pa!